Bine v-am găsit, stimați telespectatori, de la ora 18 la 19 am avut un interviu, 19 și ceva și jumătate, istoric, cu, de excepție, cu Cristi Puiu, regizorul Cristi Puiu. Voi mai vorbi despre el. Așa cum am spus în deschiderea interviului, pe la prânz mi-a trimis un mesaj pe WhatsApp Cora Muntean, care este redactorul șef al blogului, Cristoiu Blogru, și în care spunea că de la ora 6, 18, 8 va fi conferință de presă clausurare. De regulă, urmăresc conferințele de presă în direct și apoi intru, am las în direct. De ce n-am făcut acum? Din două motive. Și am și spus. Și cum adică să lase un interviu cu Cristi Pui să-l ascult pe Claus Iohannis? A, nu, că aș disprețui eu, este președintele României. Am mai văzut. România a fost plină de președinți, unul a ieșit din tab și umbla cu o Dacie roșie pe acolo și mi-a plăcut el. Mustrulea unul un tapițer, o să vă povestesc cu atenție, m-a stricat de râs. Era un tapițer, pretinde că el era șeful pe acolo, pe la Târgoviște, nu la unitate, și că a avut o discuție cu el. I-a zis el tapițer fiind, bă, nu Caragiu, nu nituitos, ungar, tapițer. Tapițer care i-a zis, a avut un dialog cu Ceaușescu, de ce ați înfometat poporul, și Ceaușescu a și răspuns. O fantezie, pentru că după asta am descoperit că el era un escroc. A fost, nu știu, se plângea la un interviu cu Vartan Arachelian, că nu știu, că s-au bătut cu niște țigani. O tâmpenie. M-am dat un exemplu. Am văzut și pe Iliescu, iată-l acum, e târât prin procese, și pe Emil îi luați, gata, gata, să ia ăștia fundația, pe Traian Băsescu i-a luat, i-a vărât microfoane, plapumă și ficăsii și ruginer. Ei, cum, o să va fi și cu ăsta, ascultă, dacă voi mai trăi, o să vedem împreună, mai sunt 4 ani și o să vedeți, o să descopere că a fost informator al securității, că o să descopere, știu eu, adică dacă la Traian Băsescu acum vin valuri, cine știe ce se mai descoperă cu el. Să vedeți. Ori el, ori nevastă sa vor avea probleme, că știu cum e. Nu mai ești președinte, acum te înfoiești ca un curcan. Deci, nu de asta, că era interesant, ci pentru că am spus chiar în prefața interviului că el e în chibiț electoral. Nu, am zis atunci și s-a îndeplinit profeția, că m-am uitat acum, am văzut înregistrarea conferinței de presă, că el este un, pur și simplu, un chibiț electoral al acestui guvern. Că este mai rău decât că e șeful de campanie al lui Ludovic Orban. Eu nu am pomenit, repet, am văzut, am trăit sub, inclusiv sub președintele Nicolae Ceaușescu, sub Gheorghiu Dejan am trăit, adică am trăit, dar n-am activat, n-am fost, nu eram jurnalist, și sub Iliescu, și Constantinescu, eu nu am mai pomenit un președinte al României, președinte, care să fie atât de slug al guvernului. Vorbesc serios, adică vă dau un exemplu. Bun, deci a vorbit nenea, da? Hai să vedem, da? Așa. O să, poate că mâine seară, despre acest interviu, pentru că e păcat să ratez. Pentru acest interviu m-am pregătit, n-am dormit toată noaptea, am revăzut moartea domnului Lăzărescu, am citit tot ce s-a scris despre scandalul de la Cluj, al lui Cristi Puiu, am recitit Soloviov, care este baza filmului lansat acum Tiff. Un singur lucru pot să spun înainte de toate. Am trecut și în emisiune. Deci, când Charlie Hebdo, mai țineți minte, ziarul satiric, a făcut o caricatură cu Allah, ei au venit și i-au împușcat. Da, băi, bă, așa o fi pentru radicalismul islamic, ai făcut caricatură cu Allah, te împușcă. Ce a zis, mă, oamenii, ce a zis omul ăsta la Cluj? Nici măcar n-a zis să-mi bagă nea de mască. Nici n-a zis că Iohannis e un bou. E politicos. N-a zis că Ludovic Orban e un turnător în pahare.
A zis ceva că, domnule, totuși ar trebui ca autoritățile să ne spună nouă, să nu ne bombăne, cum bombăne în moartea domnului Lăzărescu, probabil toți ăia medici se dau dictatori și când vine omul ăla, zice, îl bat, îl bombăne, că de ce a băut, că, și de ce în general e bolnav, că așa sunt medici. Bun. Domnule, ce a făcut, domnule? Deci am văzut un val de ură care pe mine m-a stupefiat. Și el a recunoscut în emisiune că ceva e în neregulă. Stai puțin, de a omorât, a venit și a spus că regina, că Iisus Hristos nu a existat, că a contestat virginitatea Fecioarei Maria, a zis că Ștefan cel Mare e sifilitic, hai să zici, a împușcat pe cineva, a violat pe cineva, a zis că, nu știu, răvășitoarea umblă prin porumb. Nu, a zis ceva, o banalitate. Băi, ce val s-a declanșat! Erau tot felul de tâmpiți care scriau, nu-i mai recunosc filmele. Ai, nu mai. Aoleu, scoate pe Cristi Puiu din cinematografia mondială. Tot felul de. Băi, oameni buni, băi, ăștia care postați. Vă spun și inclusiv la mine. Voi chiar aveți impresia că dacă voi scrieți la postări, nu mai citesc pe Cristoiu, Cristoiu dispare. Dacă voi spuneți că nu mă mai duc, că filmele lui Cristi Puiu nu vreau să le mai văd, el dispare din cinematografie, că chiar așa de cretini sunt unii dintre voi, adică chiar așa crede că este o grozăvie din asta de tip Conul Leonid, adică pune neveste seara, în timp cineva să pune murături sau ce dracu face, atârnă rufele la uscat pe balcon. Asta că mă duc eu și arăt-o lui Cristoiu, arăt-o lui Cristi Puiu. Ce arăți, mă? Ai scris pe Facebook. Și că scris pe Facebook ce? Ce am văzut un jurnalist care, mă rog, nu vreau să-i dau numele, că mi-a fost, zice el, discipol. Mă piși pe filmele lui Cristi Puiu. Cum să spui mai așa ceva? Nimeni nu face asta pe articolele lui. Cum să spui așa ceva? Bă, zi și el ceva. Bun, polemizează, spune, domnule, bătu câmpii. Cum i-am zis eu? Domnule, în loc să vorbim despre film, aș vorbi despre mască și acum, în loc să vorbească despre lansarea unui mare film, premiat, lăudat de toată lumea, toată lumea vorbește despre masca. Bun, am dat un exemplu. Să ne întoarcem. A venit Klaus Iohannis, care s-a întâlnit cu membrii guvernului. Așa. Deci, domnul Klaus Iohannis a devenit, din câte știți, guvernul României, plătește pe presa miluită milioane de euro din banii noștri ca să facă publicitate la purtatul măștii. Domnul Klaus Iohannis, în două rânduri, și-a început cum purtați mască, păstrați distanța. Credeți că guvernul României dă și lui ceva pe acolo? Firmituri, că de bani de buzunar pentru răvășitoare, care și-a nevoie poșetă, fuste, costă. N-a mai zis nimic cu spălatul pe mâini. A uitat. Adică el chiar crede, dacă el spune să păstrez, eu por mască, nu că spune el. I-a zis aia, Pahonțu, șefia, Tudu Ionescu, aia pe acolo, șobolanii aia de la administrație. Pun șobolan că mâine pe mine îi vedem cu dar deci ascultați-mă. Poate unii spune, bă, Cristoiu ăsta, ce are? Păi, oameni buni, eu am 72 de ani, fac gazetărie în spatele Sârbu, Surtucă. Păi, eu vin din 68, nu din 90, ca Cristian Dor Popescu, nu din 80 și ceva, ca, răspund, ca Nistorescu. Păi, vin din 68, bă, 68, unii dintre ăștia de acum nici nu erau concepuți. Părinții lor n-avuseseră actul erotic care să-i conceapă. Ce te face niște de mine? Că am văzut, și atunci am văzut tot felul de tip care s-au dat mari la Cotroceni, consilieri, poate au fost arestați, terfeliți. 80% din ei au venit pe la mine. Domnule, maestre, apărați-mă! Că tot eu trebuie ca bou ce să te ia apura și că am voie să spun cine, Dodo Ionescu, zice, spuneți asta cu purta mască, cum cea românii, gata, se duc repede și iau mască. Unii poartă, alții nu poartă, eu port. Bun. Deci hai să vedem
purtătorul de cuvânt al guvernului Orban, și anume Klaus Iohannis Werner, ce a zis? Deci îl întreabă una de la antenă, îl întreabă în legătură cu interlopii. Laudă vuvuzela. Bă, dar eu a ajuns Klaus Iohannis. Bă, să-i fi președintele României. L-a văzut pe Trump, a luat o șepcuță care va intra în muzeul de istorie română, ca un muzeu la istorie națională, va avea șapca. Șapca de jumate de dolar pe care Donald Trump i-a dat-o președintelui nostru și în urma acestui președintele noi, după i-a dat șapca și noi am cumpărat rachetele alea, hărbăraia, cum se duc. Și cât? 7 miliarde de dolari, dă-ți seama. Ce să facem cu ele, mă? Și mi-a zis, v-am zis, frate, mi-a zis, am băsit, să vină rușii, puteam, domnul președinte, ei nu consumă motorină, vină cu tancuri, dumneavoastră n-ați înțeles, băi, dumneavoastră nu înțelegeți că următorul război va fi un război apocaliptic, nuclear, va fi un război nuclear, deci în acel moment, încă o dată, vă spun, vă avertizez, că pot eu să mor și o să trăiți voi. Dacă, Doamne ferește, va fi un război, nu va fi un război în care rușii vin cu tancurile prin Moldova să cucerească București. Va fi, pac, o rachetă nucleară de la Moscova către New York, de la New York către Moscova, pac! Și niște sateliți care vor trage pe pământ. Gata, s-a terminat. Și va fi ca la coronavirus. Acum nu vom sta în casă. Cine va supraviețui pe acolo? Am fost odată o piesă de teatru care m-a impresionat, Horia Lovinescu, era meu pe, la revistă teatru. Și o cuviete și al morții în deșertul de cenușă. Și erau doi tipi care supraviețuise apocalipsei. Păi ce apoi nu știu, adunau, căutau apă, gata. Și se spui că România are nevoie de rachete. Cu cine să se bată, măi? Deci e membrânat-o. Dacă rușii ar ataca fizic, în terestru, aia se declanșează război nuclear. Eu nici nu aș avea nevoie. A, în schimbul șepcuții a zis ăla, 2% din venitul național, adică 2% și cumperi de la noi, de la portughezi, cumperi avioanele noastre de mâna a 14-a, așa, din alea, niște și de la noi rachete, niște hârburi care sunt, nu știu, între timp, între timp le-a scos din... era foarte important să ne le, nu că numai să le vândă, să le dea nouă, că la asemenea rachete n-ai ce face cu ele, trebuie să le duci. Eu am văzut o dată un film științific cu fantazie care era o planetă în spațiu cosmic unde de la pe pământ se duceau deșeuri. Bă, uite, era din ăla, era o planetă din aia în care erau niște oameni, nu știu ce erau, locuitorii planetei și trăiau printre ălea, turnuri, ălea, cum să zic, ălea, butoaie, așa e din coace. Cum să trimite? Am zis, bă, le dăm la ăia. Le dăm la ăia, nu numai că ni le depozitează, că n-avem unde să le aruncăm, că din ăla, la ei, a venit o generație, vine altă generație de rachete, la Pentagon, bă, ce facem cu ele? Bă, le dăm românilor și le iau, bă, nu numai că le, pardon, dar le și plătesc. Am înțeles. Și a zis că este o preocupare, adică Vela, a garantat el că Vela ne rezolvă interlopii, deci purtătorul de cuvânt al lui Vela, la alegerea, aoleu, 2, 3, 2, la alegerea scăldatul a zis că dacă așa, mi-a plăcut cel mai mult la traseism. Deci ăștia de la PNL, fai de mine, sunt ujale, deci eu cu japcă. Și a zis, eu nu văd cu ochi buni. Îl doare în cot pe Ludovic Orban, nu vede el cu ochi buni. Bă, putea să spună, am vorbit, le atrag atenția ca șeful partidului, el e șef. Bă, nu face. Am avut o discuție serioasă. Bă, eu nu văd cu ochi buni. Domnul Cristoiu, ce părere aveți, nu știu, despre, nu știu, faptul că vă porcă e unul? Eu nu văd cu ochi buni chestia asta. Și ăla doar doare în cot pe ăla, că eu nu văd cu ei bun. Așa. Așa, bineînțeles că de la Digi24 trebuia să sună că moțiunea de cenzură. Deci,
După asta l-au dat guvernul. Guvernul face și vede. Gata. Singurul care l-am reținut eu de aici este următor. Deci, din câte știți, PSD-ul va depune o moțiune de cenzură. Dacă va depune. Această moțiune se pice pentru că domnul Claus Iohannis, în mod public, a dat un semnal ca moțiunea să cadă. Cu ea a dat semnalul lui Helvic. Cu Helvic, lui Vlasi, lui Boia, de la 2 și în fel, la toate servicii. Sunt vreo 10, ascultați-mă. Are și Pahonțul, la noi nu-i materie de... De ce să cadă? Așa avea Traian Băsescu, era președinte. Păi am intervenit eu la procuror? Când am intervenit? Păi tu a zis seara, băi, Gabi Firea, pă, bărbatul tău o să-l caută la noapte poliția. Chiar o indicație clară date prin televizor. Adică nu poți să spui că l-a chemat pe Helu și bă, Helu, bă, să cadă moțiunea cenzură că eu nu vreau. Chiar zic prin televizor. Și ăla bănuiesc că se uită și el. Nu cred că nu se uită Helvic. Cred că se uită cu toată conducerea serii. Toți de la serii stau drept și spionii poșcă și ei se uită la președinte. Deci mi-e limpede. O să cadă moțiunea de cenzură. Cu asta am... Hai să mă întorc. Deci, pe Cristi Puiu, eu n-am prea avut, nu prea mai le-am avut cu nou val. Nu știu, nici n-am avut timp. Blestemata asta de gazetărie mă omoară. Și, păi, m-am vrut să fac un interviu și cu el ca regizor. M-am pregătit, repet, m-am culcat la 9 dimineața la vârsta mea, dai seama. Așa am dormit câteva ore, numai am văzut și fie, am văzut și ce la tucă. Deci, discuția cu el a fost în felul următor, repet, păi, dar ce a făcut, mă? Doi, el a spus un lucru, deci există în cazul acestei pandemii trei lucruri, trei axiome. Unu, libertatea de expresie, între mie voi spun orice. La ce spun eu trebuie să mi se răspundă, poate și alții, și ăla, nu cu ură, nu cu te bag în mătă. Bă, maestre, n-ai dreptate. Bă, Cristiol, ești un idiot, uite că ai greșit cu tare, cu tare. Dar să răspundă gen CTP ca lui ăsta, să-l calce în picioare, să-i facă pe ăia care... Altă chestie. CTP are o problemă cu tinerii, cu petrecerile. Are frustrări. Tinerii care dansează fund în fund. Bă, doar în cod. Deci mine pot dansează tinerii și cap în cap. Nu le-am. La vârsta mea, nu. Eu nu le-am. Treaba lor, adică n-am din alea acreli de bătrân, aoleu, dar tinerii care dansează, idioți. Că ei care au aplaudat, nu înțeleg, nu pot să înțeleg, ceva e în neregulă. Și după asta reacții, ProTV-ul, prima linie aia unde ies ca usturoi. Și m-a zis, al doilea lucru, și i-am spus, din nenorocire, deci la acest festival, evenimentul numărul 1 a fost lansarea acestui film Malmkrog după Soloviov, care a luat premiul la Berlin, lansarea în România. Deci a luat premiul la Berlin, am văzut, am citit cronici cu The Guardian, Mon, ultra elogioase. Și în la ăsta, festivalul ăsta de la Cluj, evenimentul numărul 1 era lansarea acestui film, da? Pe 7 august când a fost, da? Adică el, toată lumea, hai să vedem. Și m-am uitat și eu, a lansat filmul și n-a vorbit nimeni de film. Toată lumea a vorbit de mască. Păi, de-aia am și vorbit despre, o să vedeți acolo, o să am prezentat primele imagini din film, am citit Soloviov, am discutat cu el. Se pare o nebunie. Un tip, regizor mare, regizor român, poate cel mai mare, lansează un film cu de mare succes în festivalul, da? Și la noi discutăm toată presa dacă ce părere despre mască, da? Trei. Păi, oameni buni, eu nu înțeleg. Adică înțeleg să împartă România în două în legătură cu, ziceți ceva, nu știu, nu 5G, că nu știu,
Unii să spună că există Dumnezeu și alții că nu. Posibil. Unii să spună că familia e aia nucleu, alții. Dar să împartă România în două cu mască și fără mască, eu n-am pomenit așa ceva în istorie. Cred că peste un an, doi, trei, o să râdem. Mască. Aoleu, puiul a zis să nu poarte mască. Bine, să zicem că zicea. Nu a zis. Că zicea, bă, nu purtați mască. Și